Cauza morții lui Petrică Mâțu Stoian. Profesorul Vladimir Beliș a mai subliniat că tratamentul pe care regretatul artist l-a urmat este unul destul de nou, iar înainte ca un pacient să l-urmeze ar trebui făcute investigații ample. Aplicat la SARS-CoV-2 este prima oară, dar în general este un tratament relativ recent, aplicat în ultimii 10-20 de ani. Ori, dacă nu sunt respectate aceste condiții, dați-mi voie să spun că lăsând la o parte competența celui care a aplicat tratamentul, cu așa ceva nu ne jucăm. Este nevoie neapărat de o colaborare interdisciplinară. Ori această colaborare, oricât respect aș avea față de orașul în care s-a făcut acest tratament, dați-mi voie să cred că această competență o poate avea un centru universitar. Deci cu aceste tratamente care sunt insuficient cunoscute nu te apuci să faci o asemenea terapie în orice condiții și în orice localitate, a mai spus profesorul Vladimir Beliș.